Tinerii noștri preferă internetul ca bază de documentare, nu doar pentru site-urile de socializare sau jocurile distractive online. Din nefericire, uită de cărțile care stau fie în biblioteci, fie în librării. Plăcerea lecturii aproape că nu mai există în rândul acestora, cel puțin asta indică un studiu efectuat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din București. Cei mai mulți oameni care au participat la efectuarea studiului au avut parte de întrebări simple, precum soarele se învârte în jurul pământului. Cercetătorii nu au fost prea uimiți când au dat și de răspunsuri greșite. Cât îi privește pe severineni, aceștia dau vina pe stresul cotidian. Nu am mai citit niciodată în viața mea o carte eu. N-am citit niciodată, nu mi-a plăcut școala. Nu mai vine cu minte. Dar știi sigur că se învârte? Da. Ai învățat și la școală? La geografie, în clasele primare. Cărți ai citit despre acest domeniu? Nu. Da, cum să nu, da. De unde știi? Păi se rotește în... Se rotește în jurul... Soare... În jurul pământului. Pământului, da. Ați învățat la școală că soarele se învârte în jurul pământului? Da, nu prea mult așa am învățat. În sala de lectură a bibliotecii, puțin sunt cei care se mai dedică studiului, iar comercianții de cărți din diferite domenii încă speră ca lectura să fie din nou ce a fost odată, iar minunatele pagini cuprinse între coperte de un design atrăgător să primeze în fața bibelourilor chinezești așezate pe mobilă cu dichiți de către decoratori. Doar unii liceeni sau studenți mai trec pragul bibliotecilor sau librăriilor. Au venit mai puțin decât în anii anteriori, dar Biblioteca Județeană prin proiectele și parteneriatele care le are cu școlile și celelalte instituții de cultură și-a propus și cred că și reușește să readucă cititorii în sălile și în secțiile bibliotecii județene. Aici intervine rolul profesorului de limba și literatura română, care în obiectivele sale trebuie să cuprindă cultivarea plăcerii de a citi în rândul elevilor. Aceștia sunt nevoiți să caute metode alternative care să-i atragă pe tineri, în detrimentul unui simplu click sau unei căutări pe Google, despre care aceștia cred că ar putea să formeze o cultură generală solidă.